Consiliul Județean Olt a pregătit proiecte pentru a fi depuse pe programul național Anghel Salini. Acestea vizează investiții în infrastructura rutieră, mai exact reabilitarea 3 drumuri județene și construirea 2 poduri. Astăzi, consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnici pentru ca aceste proiecte să fie înaintate pentru obținerea unei finanțări. E vorba de 5 proiecte, reabilitare și modernizare 3 drumuri județene și 2 poduri, unul la Schitu, unul la Cungrea. În total, devizele pe care le depunem sunt aproximativ 200 de milioane de lei. Potrivit președintelui Consiliului Județean Olt, proiectele îndeplinesc toate criteriile de a fi aprobate pentru finanțare. Conform ordonanței, suma minimă pentru fiecare județ este de 145 de milioane. Deci mare parte dintre proiecte ne vor intra cu siguranță în funcție de calculul punctajului și banii, creditele de angajament disponibile la nivel de Ministerul Dezvoltării. Probabil vom încerca să băgăm și diferența, pentru că 200 de milioane nu e o sumă mare pe care noi o cerem. Am încercat să ne facem un punctaj și cred că ne încadrăm cu toată această sumă. Pentru alte proiecte, Consiliul Județean va încerca să obțină finanțare prin fonduri europene. În acest moment sunt pregătite proiecte pentru exercițiul bugetar de anul viitor.